Pe Sergiu nu îl impresionau acuzele care îi se aduceau. El știa că are milioane de spectatori, știa ce știa despre producțiile lui și îl interesau mai puțin aceste. I se reproșa faptul că în perioada lui Ceaușescu a folosit foarte mult relațiile pe care le avea cu unii potentați ai epocii. Mă refer în primul rând la un om de o mare calitate, care era Ion Gheorghe Maurer, nu întâmplător, l-a sprijinit pe Sergiu. În vremea aceea, Sergiu a făcut o serie întreagă de coproducții, sunt mai puțin cunoscute. Câtă lume știe că Sergiu a făcut un film despre Wilhelm Cuceritul, regele Angliei, cu Casa Nathan de la Paris, lucruri care au circulat pe plan european, dar care au adus bani României. Sergiu avea legături directe în Germania și, mă rog, i s-a reproșat după Revoluție că ar fi fost un om al acelui regim. Sergiu a fost un om al cinematografiei și pentru cinematografie a putut să facă și unele compromisuri. La un moment dat a plătit un tribut când îl punea pe Mihai Viteazul să vorbească puțin, cum vorbea Ceaușescu, despre patrie și popor și apărarea țării. Dar lucrurile prindeau, doamnă, prindeau. Oamenii se duceau și la aceste filme și învățau ceva și patriotismul era cultivat în acest fel. Sergiu a cultivat patriotismul de bună calitate. Sergiu rămâne un iubitor de țară, rămâne un iubitor al meseriei sale pe care a făcut-o ca, cum să spun, a slujit-o aproape ca o religie. Era, din acest punct de vedere, când îți vorbea despre cutare sau cutare moment pe care el vrea să le voce, era pur și simplu cuceritor. Ăsta este cuvântul. Sergiu putea să fie un... Unii spuneau că e egoist, că e egocentric, că e zgârcit, că e. Pentru mine, Sergiu rămâne în amintirea mea ca un domn al cinematografiei românești.